Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate mai țineți minte unul dintre accidentele feroviare din lista din ce în ce mai lungă accidentelor feroviare din ultima vreme. E vorba de o deraiere cu răsturnare petrecută anul trecut în județul Cluj, pe lângă comuna Ciucea, undeva între Cluj-Napoca și Oradea. Câteva vagoane au sărit de pe șine, mergeau prea tare, probabil cu 15 km pe oră sau ceva. Deci a fost o răsturnare. Mică, slavă cerului, n-a fost nimeni rănit. Ăsta e un miracol. Ăsta chiar e un miracol, frate, că sunt accidente feroviare și nu mor oameni, nu e nimeni, e un miracol. Nu mai recuperezi nimic. De câte ori o să mai meargă la apă miracolul ăsta, dacă îmi permiteți. Luca. Ei bine, a apărut raportul de anchetă. Sunt aici niște constatări care califică întâmplarea pentru Republica Fantastică România, pentru că doar aici, în draga noastră Republică Fantastică, e posibil să se folosească pene de lemn, ca la montajul de mobilier, și niște bucățele de plastic la fixarea unor traverse pe care circulă garnituri feroviare de zeci de tone. Cum prindem... Cum încearcă Luca să repare aerul condiționat? Să mai pune un scociu în ceva? Așa se... Adică, iată acest pasaj relevant din raportul de anchetă făcut de Agifer. Agifer este Agenția de Investigare Feroviară Română. Citez. Apărut în clubferoviar.ro. Grinzile, adică traversele, sunt putrede și crăpate longitudinal, pe toată lungimea. Adică bucăți. La unele plăci metalice, tirfoanele, adică șuruburile acelea mari care prind șinele de traverse, alea sunt tirfoane, sunt lipsă sau nestrânse, smulse, în paranteză. Deci, nexam șuruburi. Ori sunt slăbite, ori sunt lipsă cu totul. Între spațiul creat dintre pachetul de grin și zideria de piatră, adică între traverse și fundație, erau introduse pene de lemn și plăcuțe de polietilenă, atât pe firul interior, cât și pe firul exterior al curbei. Deci, pe unde face trenul lateral, adică ia curba, nu știu ce, acolo trebuie să fie puțin înclinată și da, de la centrifugă. Acolo au pus niște pene de lemn. De la centripetă. Centripeta trage înspre centru, centrifuga aruncă în afară, trebuie să se încline un pic, da, ca să nu-l arunce... Da. Nu că noi știm, adică nu... Grinda din partea dreaptă, care susține șina firului exterior al curbei, era crăpată pe zona de capăt și nu asigura prinderea plăcii metalice pe grinda de lemn, arată acest raport. Am încheiat citatul. Mă mir că lipsește tradiționala sârmă de reparat orice. Sârma blanc, știți foarte bine, aia cu care se repară lucruri în România. Pe vremuri se mai repara Dacia și cu ciorapul de damă. Și sârma și ciorap de damă, dacă aveai, mergea orice. Așa e și aici. Sârmă în loc de tirfoane. Da. Bun, ăsta era un tren de marfă. Eu pot presupune că metoda de reparație a traverselor putrede cu pene de lemn și bucăți de plastic nu fi folosită doar în marginea comunei Ciucea din Cluj. Adică poate se mai întâmplă și în alte locuri. Nu fi ăsta singurul caz. Că rețeaua de căi ferate din România are o lungime totală de 20.000 de kilometri. Sunt 20.000 de kilometri de căi ferate. Pot presupune că pe unde se mai fac cărpeli dintre astea nu trec doar trenuri de marfă, ci și de călători. Și mă întreb, care o fi de fapt starea tehnică reală? Nu știm că e proastă, adică toată lumea zice, domnule, e nasol, că se merge încet, sunt limitări de viteză, dar real. Pe astea 20.000 de kilometri, unde ori mai fi reparații de-astea? Cu pene de lemn, cu pungi de plastic, cu sârmă, cu ciorap de damă? Răspunsul corect e unde nu te aștepți. Da, păi asta e toată treaba. Este înspăimântător. Și mai e o întrebare. Reparația asta cu pene de lemn și bucăți de plastic, ea, adică ce calificativ primește din partea CFR? Oare șefii din CFR care trebuie să ocupe de întreținere și care, evident, că au probleme uriașe, pentru că nu sunt fonduri, nu s-au făcut reparații de ani și ani de zile, e clar că este foarte nasol. Dar oare se raportează o astfel de reparație? Pe sectorul cutare, traversele sunt putrede, crăpate longitudinal, tirfoanele sunt lipsă sau nestrânse, nu știu ce, am pus șeful niște pene de lemn și niște bucățele de polietilenă. Și șeful ce zice în momentul ăla? Dă ok-ul sau se face că nu vede? Adică nu-mi dau seama în sistem, în interiorul CFR,
ce calificativ primește o astfel de reparație? E recunoscută? E admisă? Eu cred că o recunosc doar verbal, pentru că dacă ar face-o scris, s-ar putea ca linia să trebuiască oficial închisă. Mă gândesc. Adică nu cred că ceva, un raport de genul ăsta, o reparație de genul ăsta, ar lăsa linia aia funcțională, teoretic. Bun, și atunci următoarea întrebare este, dacă tu ești pe linia de decizie sau de evaluare, de monitorizare a unor astfel de intervenții și de reparații, și îți dai seama că este totalmente neregulă, e nesigur, adică e o intervenție, e o cărpeală făcută să țină până la prima ploaie. Mă, ce faci când știi că e nasol și o... Adică, evident că o să se întâmple ceva la un moment dat, când e așa. Că dacă... trece trenul pe acolo, nu... Dacă ești bărbat adevărat, o închizi. N-am văzut asta. Da. Varianta cealaltă e ridici neputincios din numeri. Uite, Ionuț ne-a trimis un filmuleț cu traversele putrezite din stația Pietrele Albe la mijlocul defileului Jiului. Zice că este unul dintre cele mai complexe defilee din Europa din punct de vedere al infrastructurii feroviare și este zob. Da. Infrastructura. Evident, am mai văzut și la România Te Iubesc anchete. Se ducea reporterul și scotea tirfoane cu mâna, trăgea de ele pe poduri. Deci starea este dezastruoasă și mă întreb cât timp mai avem până când o să petreacă un dezastru cumplit. Un dezastru cumplit. Cu morți, răniți, cu incendii, cu așa mai departe. Și atunci cum o să strige toată lumea? Păi să căutăm vinovații. Păi, iartă-mă, vinovații, păi știm. De ani de zile, acest sistem crucial pentru funcționarea României este subfinanțat, lăsat de izbeliște. Dar să știți că avem și o veste bună. Astăzi nu, adică am așteptat cu mare emoții să dăm asta. Domnul Ciucă a scăpat de alegere, va putea să-și păstreze și pensia specială și salariul. Mamă, cred că a dormit bine azi noapte. Deci vedeți, mă, că unele lucruri merg în România, numai noi ne uităm la ce nu merge. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.